Bună și bine ați venit pe Tarot Ada. Dragilor, astăzi vreau să facem o etalare în iubire, să vedem persoana pe care tu o ai în minte acum, persoana ta de interes, indiferent că este din afara relației tale, o persoană cu care nu ești sau poate cu care ești, fiecare unde se gândește, ce are de gând cu tine și unde va duce legătura voastră, ce va fi în viitor între voi doi. Și haideți să vedem, dragilor, este o energie colectivă, generală, valabilă atât pentru doamne cât și pentru domni și este valabilă în momentul în care o întâlniți această, o găsiți această etalare. Să vedem persoana la care tu te gândești. Cum se gândește la tine? Cine este? Ce este cu această persoană? O persoană curioasă, care nu te cunoaște foarte bine, dar dorește să te cunoască mult mai bine decât îți imaginezi tu. Haideți să vedem. O persoană curioasă, este interesată de tine această persoană și dorește să știe cât mai multe lucruri despre tine. Doar că este o persoană care probabil că este într-o altă relație. Tu ești ca o binecuvântare pentru acest om. Îi place totul la tine, îi place înțelepciunea ta, îi place felul cum arăți, îi place totul la tine. O binecuvântare, un noroc lăsat de la univers. Între voi se cere aici cunoaștere, hrănire, hidratare, lumină și protecție. Acest om ți-ar da și luna de pe cer dacă ar putea. Când te-a văzut această persoană, a înțeles că există acel om în univers perfect. Exact la fel ca în gândul său. Aici aveți o scânteie, o stea, care s-a aprins în momentul în care această persoană te-a văzut. Este aici o carte numărul 1, cartea spiritului. Două spirite, două suflete care s-au întâlnit. Posibil și voi să fiți într-o altă relație, dar această persoană sigur este prinsă într-o altă legătură, capturată, închisă, într-o colivie. Se simte constrânsă de o relație, de o situație, poate fi, poate să nu fie într-o altă relație, dar să fie captivă într-o altă situație, poate materială, poate de altă natură. Doar că această persoană este extrem de curioasă, va hrăni relația voastră și va încerca să protejeze acest cadou, această lumină care i-a apărut în cale. Foarte interesant, aici este o scânteie care s-a aprins între voi. Persoana la care tu te gândești dorește să afle despre tine totul, pentru că nutrește sentimente pentru tine, pentru că își dorește ca între voi să existe uniune, întâlnire, își dorește o relație de iubire cu voi. Haideți să vedem ce este aici. Cornul abundenței, dragilor, între voi. Aici este o situație în care această persoană v-a văzut, v-a întâlnit, nu s-a schimbat nimic din momentul întâlnirii voastre. Această persoană și-a dat seama că ești exact elementul surpriză de la univers apărut în viața sa. Aici între voi este cornul abundenței. Este o minunăție. Ce poate fi între voi este un succes deplin. Doar că acest om la acest moment cere un sfat unei persoane mai în vârstă, mamei, bunicii. Iar această persoană îl sfătuiește să-și țină familia, să-și țină casa, să facă așa cum îi dictează sufletul. Iar acesta îi spune că sufletul îi dictează că te-a găsit. Și persoana în vârstă îi spune că e târziu pentru astfel de iubire. Iar aici
acest om, vedeți, aveți doctorul aici și boala, rămâne într-o stare adâncă de melancolie, va avea nevoie de ajutor. Poate fi o persoană care poartă haina statului sau poate fi o persoană care, ridicându-se de aici, din această boală, din această durere, că nu poate fi cu voi pe deplin sau foarte repede, va veni către voi. Probabil această persoană o sfătuiește bine, pentru că aici există un inamic. Soțul, soția, cineva, un părinte posibil. Pentru că aici voi aveți o persoană prizonieră. Au ieșit două cărți în care acest om se simte prizonier în propria lui viață. Ori este într-o căsătorie din care nu poate ieși și se simte amenințată această persoană, își dorește libertatea și nu poate ieși de acolo pentru că ori este amenințată, ori are un statut care nu îi dă voie să facă nimic din toate aceste lucruri. Acest om poate doar să spere. Să spere și lucrurile se vor întâmpla, pentru că acest om manifestă și vă manifestă. Aici este o surpriză. Este atât de curios acest om, atât de doritor să fiți în viața sa, încât va face tot ce este posibil. Da, va fi un viitor în care voi veți fi împreună. Vedeți, aici este o adunare între prieteni. Prietenii îl vor sfătui pe acest om să-și îndeplinească pasiunea, să-și țină visul. Deși aici sfătuitoarea bătrână, mama, bunica, cine este aici, i-a spus să rămână acolo unde este, acest om va asculta de glasul inimii, încurajat de prieteni, încurajat de oricine. Nu va fi plăcut impresionat această persoană de faptul că familia nu-l va susține sau nu o va susține și va fi aici multă tristețe, dar acest om nu se va lăsa și își va asculta inima. Vedeți, o depresie, o boală. Acest om este disperat pentru că nu știe cum să vină către voi fără să rănească pe nimeni. Acest om s-a îndrăgostit și așteaptă ca visul să îi se împlinească. Vă manifestă, acest om așteaptă să ancoreze bărcile în port, voi așteptați de la acest om niște vești. Posibil ca acest om să nu vă caute și voi să vă întrebați de ce, probabil nu va veni către voi, probabil că nu vă place, aveți tot felul de gânduri. Fiți înțelepți, pentru că aici voi sunteți binecuvântarea acestui om. Veți face ca lucrurile să se întâmple bine între voi. Un nou început care va veni aici, va fi un nou început. Este aici o persoană care este împotrivă, dar va fi o transformare mare. Această persoană va divorța dacă este căsătorită și își va relua propria viață înapoi. Da, își asumă această persoană. Este o persoană asumată, da, un om care este prins într-o legătură care s-a terminat de mult, în care nu mai există sentimente, în care nu mai există decât atașamente, codependențe și foarte multă situație materială care trebuie împărțită, aranjată și pusă la locul ei, iar acest om suferă și nu vă caută, este aici într-o dilemă mare. Nu vine către voi pentru că nu știe cum să vă spună, cum să vă ofere ceea ce trebuie să vă ofere și ceea ce își dorește că ar trebui să vă ofere. Foarte interesant, pentru că acest om își dorește să hrănească această relație și a conștientizat că voi sunteți persoana predestinată. Da, văd în viața acestui om foarte multă toxicitate. Văd un rege de cupe și o regină de bâte. Sunt aici două regine, într-adevăr.
este o toxicitate, sunt rivalități între voi, o căsătorie a voastră sau din cea căsătoria din care trebuie să iasă și din care va ieși, pentru că acolo nu se mai regăsește, dar va ieși, dragilor. Aici este teama acestui om de ce va urma, dar merge cu speranța în suflet că v-a găsit. Voi sunteți, de fapt, persoana ideală. Această persoană se întreabă mereu de ce nu v-a întâlnit mai devreme. Relația în care este aici este moartea, este terminată. A încheiat acolo toate legăturile energetice. Va face tot ce îi stă în puteri pentru a veni în uniune cu voi. Aici se va ridica acest om care acum este la pământ, vedeți, și va veni către voi, carul și magicianul. Iar aici este patru de bâte. Dragilor, acest om vă va cere în căsătorie, asul de bâte. Între voi va fi acea pasiune pe care voi o visați și pe care acest om o visează. Avem aici zodii de foc, leu, berbec, săgetător. Avem zodii de pământ, taur, fecioară, capricorn, văd cel mai mult. Și un rege de cupe. Poate că această persoană este rac, scorpion, pești, dacă nu una dintre celelalte zodii. Prima carte este diavolul, iar ultima este regina de monede, nevasta, soțul de acasă. Probabil există o codependență, acest om trebuie să-și asume niște responsabilități, doar că în acea căsătorie totul este terminat și acest om nu dorește să rănească pe nimeni. Acesta este și motivul pentru care persoana în vârstă, înțeleaptă, îi spune să meargă pe drumul pe care și l-a ales, pentru că acest om nu dorește să rănească pe nimeni, dar își dorește împlinirea sufletului, pentru că acolo unde este nu se mai simte împlinită această persoană. Dragilor, fiți înțelepți aici, sunteți binecuvântarea acestui om. Nu trebuie să cădeți în disperare, nu trebuie să vă îngrijorați de ce nu vă caută această persoană, de ce nu vine către voi. Nu vine pentru că aici există o toxicitate, o problemă, o situație pe care trebuie să o rezolve în mod benefic pentru toată lumea. Poate există copii, posibil aici. Între voi este un paj de monede și soarele. Aici toate lucrurile se vor alinia pentru voi. Se vor elibera niște energii. Dragilor, există multă iubire aici și multă pasiune care poate fi trăită în viitor. Aici sunt persoane iubitoare, un domn și două doamne. Un domn care nu se mai regăsește în relația pe care a avut-o și în care mai este doar în mod sărăcăcios, nu mai investește nimic în acea relație pentru că nu mai poate, nu mai are sentimente, nu mai poate să facă nimic pentru acea relație, pentru că aici v-a întâlnit pe voi și voi sunteți acea scânteie, acel licăr care s-a aprins în sufletul acestui om când v-a văzut. Acest om când v-a văzut a știut că există un univers care poate în primă fază spune că i-a jucat feste pentru că nu v-a trimis mai repede în viața sa, dar știe că acest univers i-a trimis binecuvântarea divină, acel om perfect pe care el l-a visat dintotdeauna. Foarte interesant această citire, ce va fi între voi în viitor. O iubire frumoasă, dragilor, fiți înțelepți și aveți răbdare cu această persoană. Această persoană suferă foarte mult că nu poate să vină alături de voi, că nu poate să vină mai repede, poate în condițiile voastre. Există aici posibilitatea să nu vă cunoașteți foarte bine, dar să vă iubiți necondiționat reciproc și fiecare simte acest lucru. Vă trebuie aici o comunicare sinceră, de la suflet la suflet, iar această persoană va veni și va deschide comunicarea. Așteaptă-te la o conversație cu această persoană care va veni și îți va declara tot ce simte. Vedeți aici o propunere.
vă va propune căsătoria, uniunea, își dorește cu voi o relație acest om, pentru că știe că sunteți tot ce și-a dorit vreodată. Da, se simte îndrăgostit această persoană și nu dorește să facă rău nimănui. Din nou mi se sugerează această idee. Pur și simplu s-a îndrăgostit de voi. Nu dorește să facă rău nimănui, nici fostului, fostei partenere, nici familiei. Nu vrea să dezamăgească pe nimeni, dar în același timp nici el sau ea nu vrea să-și dezamăgească sufletul, pentru că aici acest om este îndrăgostit. Își dorește cu voi o uniune. Nu consideră că greșește cu nimic. Aici vorbiți aceeași limbă, vorbiți același limbaj al iubirii. Aici voi, dacă v-ați întâlnit de câteva ori, fiecare dintre voi a înțeles că aici există iubire multă și că dacă voi ați fi împreună, lucrurile ar fi magice. Da, o relație frumoasă. Haideți să vedem într-un viitor îndepărtat ce va fi aici. Văd o comunicare. Acest om va deschide comunicarea și vă va face direct propunerea. Vedeți, aici este trifoiul. Este o relație binecuvântată, dar înainte de a intra în relație cu voi, trebuie să-și închidă celelalte relații sau să închidă socotelele acolo unde este. Da, un prieten bun. Nu dorește să facă rău nimănui acest om, dar va fi foarte greu să explice de ce pleacă, de unde pleacă, pentru că probabil aici există un statut mare. Vedeți? Acest om este în destinul vostru, iar voi sunteți în destinul său și va veni către voi pentru că așa își dorește. A ieșit propunerea și inelul. Aici este clar că această persoană este în destinul vostru, este viitorul tău soț, viitoarea ta soție, iar între voi va fi căsătorie, va fi o legătură puternică, un nou început fantastic. Aici este copilul. Poate împreună cu această persoană veți avea copii, poate acest om își dorește să fie mama, tatăl copiilor săi, un început care va fi cu succes. Îmi place aici, amândoi ați trecut prin niște relații grele, dificile. Aici voi sunteți persoane înțelepte. Ați devenit persoane înțelepte, nu veți accepta nimic mai puțin din ce vă doriți. Iubiți această persoană, v-ați îndrăgostit de această persoană și acest om vă iubește pe voi. Între voi, o compatibilitate de 100%. Să vedem un sfat. Ce vă spune acest set de cărți? Pentru că aici văd o iubire pură, dragilor. Văd căsătorie, văd copii, practică intuiția. Gândește-te bine la credințele tale, la valorile tale, poți fi cu o persoană care este încă într-o relație, poți fi cu o persoană care își lasă o familie pentru a intra într-o relație cu tine. Dacă iubești această persoană, vei face acest compromis. Aici ți se spune să îți asculți foarte bine intuiția și să fii foarte sincer cu tine, în adevăr. Da, simți că este persoana predestinată, este în destinul tău, este soarta ta această persoană, doar că este puțin căsătorit acest om. E adevărat că nu mai există nimic acolo unde a fost căsătorit această persoană, dar nu depinde de voi, depinde de el, de ea. Cum poate să își rezolve situația? Aici între voi văd adevăr, bucurie, iubire, tot ce trebuie. Acum depinde de fiecare ce poate să accepte în viața sa. Da, văd aici lăsarea în voia curentului. Ți se spune să te bucuri de fiecare clipă a vieții tale. Dacă îți dorește această persoană, iar acest om va deschide conversația și îți va spune tot ce simte, îți va face o propunere pentru a fi într-o relație, ți se spune să accepti pentru că este destinul tău. Foarte frumoasă această etalare, dar
Este o decizie grea aici. Acest om în acest moment este la pământ, nu știe cum să acționeze, nu dorește să facă pe nimeni să sufere, dar simte că trebuie să-și asculte sufletul. Va veni în uniune cu voi, vă va spune, iar voi împreună veți lua cea mai bună decizie. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc o zi minunată. Vă pup, pa, pa!